Când m-am născut, de fapt, mai bine zis, când m-a scos doctorul din buta lui mama, s-a întâmplat să primez nota 4. Mama a zis că nota 4 nu e o notă bună pentru mine. Ulterior se va convinge la facultate că nota care noi prezintă cel mai mult. Și mama observa că cu cât îmi dădea mai multă mâncare, eu tot țipam, făceam gen... Și venea asistenta la mama și zicea, doamnă, ce faceți ceva la ăsta, că tăturlă. Mama îmi dădea ce aveam nevoie de atât. Și când asistenta se ducea, eu țipam și mai tare. Oamenii nu știau pe atunci că eu, de fapt, am calitatea esențială pentru un speaker valoros. Să vorbești mult, cât mai tare, astfel încât ceilalți nu pot vorbi peste tine. Ulterior am crescut. Și s-a întâmplat să dezvolt, probabil, cea mai faină pasiune care există în lumea asta. Să te uiți la alții cum muncesc. Și mi-am dat seama că asta cu munca, cu de-astea, cu barosul, cu de-astea, cu calcule, cu matematică, nu-s pentru mine. Eu-s cu datul din gură, din clanță, plos, 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 fără oprire, cum se întâmplă acum. Și mi-am dat seama că la asta sunt bun. Să dau din clanță. Și mai mult decât atâta, oamenii din viața mea tot timpul au avut o modalitate foarte ciudată de a-mi face complimente. Mie niciodată nu mi-a zis cineva, Șerban, ești deștept. Mie mi-a zis, Șerban, nu ești chiar așa de prost. Și auzeam, de exemplu, la examene, tata, am luat examenul. Nu-i rău. Tata, am terminat șef de promoție. Nu-i foarte rău. Deci, practic, imaginați-vă că toată calitate de-a mea era referită la ceea ce nu există. Deci, practic, e deștept Șerban, deci nu-i prost. Deci zice că nu-i prost, să nu-și o ia în gât. Mă rog. Și astfel, de la multe calități pe care oamenii mi le ziceau zicând că, de fapt, nu-s ceea ce opusul, mulți oameni mi-au zis că, bă, dai bine din gură. De neoprit, evident. Dar dai bine din gură. Și atunci mi-au zis mulți, bă, de ce nu te apuci tu de vlog, adică să iei un telefon în mână, să te filmezi, să te dai șmecher că le știi pe toate. O idee care mi-a surâs foarte mult. Așa că am început ceea ce astăzi se numește blogul Fi Puterea. Singurul blog din România care primește mai multe înjurături decât comentarii. De ce? Nu știu. Probabil că am niște mai multe înjurături decât afirmații. Nu știu. Dacă intrați pe blogul meu, o să vedeți pii, cuvânt care se termină cu așpa, cea despre mama. Majoritatea. Și atunci mi-am dat seama că oamenii cam mă plac. Și la început de vlog, adică când începeam eu să mă filmez prin casă, să zic viața e așa și te-ți faci așa, dacă faci așa se schimbă, dar să nu faci așa. Oamenii mă aplau pe stradă prin Bistrița, de unde se eu original, din sătucul nostru Bistrița, care la mama naibii să-l aibă, are primărie de 50 de milioane de euro. S-a întâmplat oamenii să se uite pe stradă și să mă recunoască. Și mă plimbam așa țanțoș, că eu sunt un tip foarte țanțoș, deci ceva de genul ăsta așa. Pop, 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 pop. Și mă plimbam așa, eu liniștit, și dintr-o dată trece o tipă bună pe lângă mine. Mă, eu, se uită la mine, eu credeam că mă place, credeam că o să primesc sau o să obțin în viață ceea ce se numește prietenă. Nu s-a întâmplat. Și se uita așa la mine și eu credeam că mă place și face ea... Tu ești Șerban Groza? Facem, da. Tu ești de la care te filmezi? Da! Și se ducea. Și cam asta au fost cei 2 ani din viața mea în care am agățat mult mai puține tipe și mult mai mulți bărbați decât o făceam înainte să deschid vlog. Pentru că oamenilor le place fața mea. Probabil. Și am început să dau din gură despre cât de important este să fii puterea. Că despre asta vorbesc, despre cum să fii puterea. Adică cum să fii, să nu fii mai puternic decât cineva. Să nu-ți dorești să fiu eu mai șmecher decât tine, ci eu să fiu șmecheria. Adică eu să fiu cel care oferă. De ce? De ce? Pentru simplu motiv că cam toți din sala asta, în afară de scaune, au câte un dar. Nu ăla de sub brad, ci ceva ce e așa, băgat aici în voi, în sternul ăsta vostru. Și darul ăla are de fapt o singură întrebuințare semnificativă. Să-l dați mai departe. Cum zicea domnul, tu, cu Facebook, cu share. Dai mai departe. Cam asta e de fapt singura întrebuințare a existenței voastre. Pentru că pentru mine există fericire. Fac multe lucruri care mă fac fericit în viața asta. Mă uit la oameni cum muncesc. Există multe lucruri care chiar mă fac fericit. Dar unul e semnificativ. Unul predomină în existența mea. Pe lângă asta, dau din gură în continuu. Să dau din gură cu un rost, ceea ce de fapt reprezintă idealul. Că de fapt, bucuria vieții, aia cea mai mare, așa, apoteotică, când îți vine să sari, să te prinzi de cadrane, să fii fericit, apare în momentul în care dăruiești. În absența dăruirii,
Nu ești bogat pentru că nu o să vedeți niciodată un om care cu cât a dat mai mult, cu atât a pierdut mai mult. Nu se întâmplă. Cu cât de ești mai mult, cu atât devii mai fericit. Și prin blog, prin această tehnologie, am reușit să scot câțiva oameni de la se arunca de pe blocuri. De fapt, pe toți, ca să fie o imagine totuși pozitivă. Am reușit câțiva oameni să-i salvez, mulți au reușit să slăbească, mulți mi-au zis că după aceea am distrus și mai tare, mulți mi-au zis că mult mai motivațiilor lor s-au lăsat de școală, mă, chestii de-astea foarte mai realizabile. Dar, în mare parte, a fost bine, în sensul că am adus sute de oameni la evenimentele mele, oamenii m-au aplaudat, țac, 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 țac. Mă rog, și la un dat îți dai seama că aplauzele nu-s totul. Și dacă nu te aplauzi tu, degeaba te aplaudă 200 de oameni care chiar te apreciază. Că dacă tu nu te apreciezi, fix, fix. Și atunci vine momentul în care îți dai seama că tehnologia, că blogul, cum dracu vreți voi să ziceți, are acea întrebuințare magnifică de a putea comunica inima voastră. Inima voastră, pe care cred că toți o aveți, sau dacă nu artificială, dar totuși aveți ceva acolo, inima voastră poate fi comunicată printr-un vlog. De-aia, sugestia mea este ca să vă deschideți un blog, să scrieți, chiar când vreți să distribuiți mai departe și să vă înjure oameni. Puteți face chestia asta și orice blog, orice lucru pe care îl pui tu acolo, poate schimba viața unui individ de la capătul lumii, din Dorohoi, de exemplu. Unde dracu-i Dorohoi? Nu știu, dar știu că am fani acolo. Nu știu unde, dar există oameni. Adică trăiesc, ca și ăla din The Walking Dead trăiesc, mă rog. Și îți dai seama că acolo există oameni care pot beneficia de pe urma unei filozofii tâmpite de-a tale de viață. Oamenii își pot schimba viața prin urma păsăricilor ce zboară în mintea voastră. Dar păsărica pe care toți o aveți în mintea voastră n-are nicio întâmplare dacă voi nu o comunicați. Și în final, numai 20 de secunde, te implor, mersi, ești extraordinar. Și în ultimele 20 de secunde, să nu le numere, acum încep. Ok. Se întâmplă uneori ca munca voastră să nu fie apreciată. Vi s-a întâmplat vreodată munca voastră să nu fie apreciată. Ce bine! Se întâmplă chestia următoare. Blogul vostru, ceea ce scrieți, ceea ce dați din gură, să nu fie apreciat. Și atunci adaug acum vorbele lui tata, care mi-a zis chestia asta exact când am picat un examen. Face în felul următor, la care chiar am învățat la examenul. Face în felul următor. Ține minte, bă, nicio muncă nu rămâne neapreciată. Chiar dacă nu primești aprecia pe care tu o așteptai, adică 10 ăla, poate vine ceva mai bun la care nu te așteptai. Nici o muncă nu rămâne neapreciată. De aia, blogul, modalitatea voastră prin care oferiți lumii și aprecierea va veni. Nu știm când, dar o să vină. Fiți siguri. Sunt Șerban Gheoza, mulțumesc!